Bun regăsit! Această seară avem alături de noi un învățător spiritual, pe Mihaela Palade. Bună seara, Bună Mihaela! seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația din partea voastră. Pentru început, aș vrea să te prezentăm telespectatorilor noștri, pentru că ești unul dintre învățătorii care lucrează de undeva, am spune noi, din umbra reflectoarelor. Ești mai puțin cunoscută de publicul larg, dar aceasta reflectă smerenia pe care o au majoritatea autenticilor maestri. Îți mulțumesc din suflet că ai venit și sunt sigură că asta se întâmplă datorită sincronizării divine perfecte. Așa a fost să fie și așa trebuie să se întâmple. Iar revenind un pic la ceea ce este în prezent Mihaela Palade, aș vrea să te întreb în lumea aceasta care este firul cunoașterii tale, pornind de la cine este Mihaela Palade, ce studii și cum s-a trezit Mihaela Palade. Mulțumesc pentru această întrebare și răspunsul meu va fi un răspuns care să ajute telespectatorii, în special cei care intră pe această cale de descoperire de sine. M-am născut în Iași ca un om, așa cum sunt toți, cu trăindu-și polaritatea, cele pozitive, cele negative, care de fapt sunt lecții ce ne ghidează în viață. Ca profesie și ce am practicat a fost medicina, stomatologia și am practicat-o până acum câțiva ani când am simțit că această pasiune s-a terminat și a început această nouă pasiune de a ajuta, de a îndruma, indiferent unde mă întâlneam cu acei oameni care erau pe stradă, deci nu conta locul, era o dăruire a unui sfat sau ceva din experiența personală. Aș puncta momentul de trezire, pentru că aceste momente de trezire încep prin simptome, numite în literatura noastră simptome de ascensiune. Avem o literatură foarte bogată și a scriitorilor români vis-a-vis de aceste schimbări prin care omul trece. Aceste simptome pot fi declarate ca boli, dar nu sunt boli. Ele fac parte, corpul se manifestă printr-o simptomatologie care ține de simptomele medicinii clasice. Totuși, ele nu sunt boli, sunt de fapt purificări, eliberări. La început, când am trecut prin acestea, lucram, nu am știut despre ce este vorba. Și ca să destindem un pic și să fie un pic de umor în cele ce eu le spun, se manifestau sub forma unei alergii. Curgeau ochii, curgea nasul, curgea o hipersalivație, sensibilitate la miros. Făcând legătura între profesia mea, imediat te duci cu gândul că ai o alergie la toate substanțele de stomatologie, miros puternic. Și chiar am apelat la colegii mei de la alergologie, dar toate acele medicamente nu au avut niciun efect. Și că atunci când ai de greu, spui la un moment dat: Doamne, ajută-mă, nu mai vreau așa ceva, te rog, oprește! Și culmea e că a doua zi s-a oprit. Și am spus: asta nu este alergie, cu alergia nu poți să vorbești. Și pentru că aveam totuși niște informații despre ceea ce este lumea de dincolo, am început să citesc. Ghizme au fost cărțile și paralel cu cărțile au început ceea ce se spune că ar fi paranormal, adică o deschidere a simțurilor, simțurile extrasenzoriale. Nu, e nimic paranormal. Revenim la un normal. Așa că aceste simptome pot fi pe un aspect care ține din cap până în picioare, de tot ceea ce se cheamă răceală, dureri, febră, sunt simptomele ascensiunii. Pot fi pe corp emoțional, cu emoții puternice care pot merge până la depresie. Recomand să stați în calm, în liniște și să vă întrebați, vă ajutați și de medicina clasică, ajută, susține, dar să vă întrebați:
ce se întâmplă cu mine? Și în momentul în care pui întrebarea, răspunsul apare printr-o carte, prin cineva cunoscut, printr-o emisiune la televizor. Găsești răspunsul. Au urmat câțiva ani, deci cred că la foarte mulți oameni s-a întâmplat același lucru de informare. Despre ce e vorba, ce se întâmplă, prin ce trece planeta, prin ce trece omul ca evoluție. Și răspunsurile au venit. Am început să primesc flash-uri, cam după 2003-2004, flash-uri cu, prin simțire cu entitățile de dincolo de voal. Entități din diferite regnuri, deci tot ce înseamnă spirit. Am început să mă întreb cu cine pot eu vorbi lucrurile astea, pentru că nu le poți vorbi cu toți oamenii. Sunt cei care încă nu au trecut prin acest sentiment de trezire, ei nu te înțeleg. Dorindu-ți să vină persoanele cu care poți să vorbești, au apărut. Și era în paralel întâlnirea cu aceste persoane, împărtășeam prin ce trec eu, prin ce trec ei. Au început visele, au început viziunile. A început o pregătire din partea ghizilor ca să pot să comunic cu ei. Au fost momente foarte frumoase, momente în care am fost certată, momente în care am fost îndrumată ce anume să citesc, momente în care am trecut la o nouă școală. Au fost momente când, ca toată lumea, se fac meditații, am primit diferite informații din partea cealaltă, ne întâlneam între noi pe la casele noastre, cum se întâmplă. O activitate chiar foarte intensă până în 2012. Până în 2012 ne-am întâlnit cei cu care vibram, cei cu care rezonam, cei cu care puteam să împărtășim, cei cu care ne ajutam și ne susținem, pentru că această trezire nu este totdeauna ușoară. Ai aceste momente, v-am spus, pe corp emoțional, pe corp mental, care pot fi uneori șocuri, suferințe, pe corp fizic sunt mai ușor de suportat, chiar dacă sunt dureri. Dar pe măsură ce aceste purificări aveau loc, mergeai către interiorul tău, către o lume a sublimului. Cu toții avem un moment în zorii trezirii noastre în care ne punem întrebarea dacă ceea ce simt este o plăzmuire a minții, dacă nu cumva am luat o razna, sau într-adevăr această realitate există. Da. Aici, cum ai putea să îndrumi pe cei care trăiesc acest minunat moment al trezirii conștiinței să-și limpezească, să-și liniștească sufletul și să facă diferența între ceea ce înseamnă o imaginație sau un gând al minții și ce înseamnă o percepție a realității? De dincolo, da, mai bine spus. Da. Cuvântul este credință. Am avut și eu aceste momente prin care am trecut, pe care le-am depășit. Cum? Spunându-mi că sunt trăirile mele, iar eu nu le merg undeva să le spun în public. Mi le împărtășesc mie și familiei și atât. Când, în momentul în care eu am acceptat trăirea mea, a fost momentul în care s-a făcut deschiderea mai profund. Mi-am spus așa, este adevărul meu. Nu-l vin să-l impun nimănui. Este povestea mea. Este bucuria mea. Dacă merg către o persoană să împărtășesc și îi face plăcere, împărtășesc. Dacă nu, nu împărtășesc. Deci, într-un fel, am eliberat în mine neîncrederea și am mers pe credință, pe adevărul meu. E ca atunci când te duci undeva într-un peisaj și tu trăiești bucuria vederii acelui peisaj. Este bucuria mea. Este trăirea mea. În momentul în care eu am fost încrezătoare, atunci mai mult am pătruns în această profunzime a încrederii.
M-au ajutat foarte mult ghizii. Ghizii m-au ajutat prin cărți. M-au ajutat ghidându-mă către anumite fotografii, pentru că sunt pe internet fotografii cu îngeri, cu arhangheli, cu maestri ascensionați. În momentul în care eram în fața acelei fotografii, îmi vorbea. Trăia. Ochii acelei imagini îmi transmiteau. Deci mă ajuta să mă transpun pe o altă vibrație și să intru pe vibrația acelei entități și să comunic, să comunice cu mine. Și imaginea transmitea, emoția în spațiul inimii, pentru că trebuie să fii în spațiul inimii în acel moment, emoția era de atât de mare iubire încât nu aveai cum să zici că a venit mentalul. Mentalul e logic, e rațional, mentalul nu e iubire. După care, încet, încet, derulau imagini. Deci eram ca în fața unui film în care mă ghidau spre ceva anume sau să înțeleg eu ceva anume. Și atunci, în momentul în care am spus, eu sunt în încredere, sunt în inimă, sunt în acest spațiu sacru de iubire, eu știu că este adevărul meu, am terminat cu acele întrebări de neîncredere. Și te lași, intri în curgere, cum s-ar spune. Darul tău este ceea ce o parte din noi cunosc sub termenul de channeling, comunicarea cu entități superioare din alte dimensiuni și ceea ce se mai poate transpune și prin clar audiție, da? Deci prin clar audiție primești această informație. Pentru cei mai puțin familiarizați, am dorit să explic ce înseamnă acest channeling. Deci acest channeling presupune capacitatea, o numim deocamdată o capacitate extrasenzorială de a comunica cu entități din alte dimensiuni, de a percepe informații, dar nu numai auditive, dar și vizuale, pentru că în momentul în care intri în stările profunde de meditație, percepi și celelalte dimensiuni atât cât îți este permis și atât cât poți, conform vibrației și nivelul evolutiv la care ne aflăm fiecare dintre noi. Ce aș vrea să mai punctez, un aspect foarte important, este acela că intrinsec noi suntem creați cu toate aceste abilități. Nu există doar unora, da? Diferența, în schimb, constă în faptul că ne aflăm pe paliere evolutive diferite, nu toți ne-am întrupat în același moment și automat prin prisma preocupării, misiunii sufletului nostru pe care o intuim, să spunem, sau mai bine zis o trăim, fiecare din noi își poate deschide această capacitate de a percepe și lumile din alte dimensiuni. Deci este un aspect care deocamdată este numit extrasenzorial sau paranormal, dar din punctul meu de vedere este cât se poate de normal și nu știu dacă neapărat în viața aceasta vom trăi acel moment în care majoritatea va deveni paranormală pentru a se ajunge în sfârșit la acel normal evolutiv firesc sau va trebui să mai așteptăm câteva generații. Dar iată că zorii au apărut, oameni din ce în ce mai mulți au început să vorbească și să se trezească și acest moment a fost sesizat și de către tine, începând cam cu 2012, cam după 2000 ușor și un alt val a fost cam după 2012. Aș vrea să ne spui cum ai simțit tu impactul informațional la acel moment și cum îl simți astăzi. Aș vrea să spun că acest termen de channeling nu știu dacă mi se potrivește întru totul. Comunicarea cu aceste ființe devine la un moment dat atât de firească încât eu nu-i dau niciun termen. Dar pentru a se înțelege, e bine termenul folosit de tine. De când au început și ei m-au ajutat să percep tot mai profund, tot mai clar,
Îmi permiteți să mă duc către o imagine care a venit la un moment dat, mult înainte de, cred că 2005-2006, nu mai mi-aduc aminte exact, când cel care are venit a fost Zamolxi. Eram perfect, așa cum vorbesc acum cu tine, și m-a indus într-o stare de vibrație înaltă. Pe atunci nu aveam capacitatea să susțin starea vibrațională prea mult și el a făcut pauze cu mine. Era ca un film care se derulează cu pauze. A apărut într-o imagine a unui preot dac. Cer scuze telespectatorilor pentru că o să-mi simțiți emoția. Într-o haină albă, lungă, cu părul lung alb, cu un toiag. Nu mi-a declarat iubire, nu m-a îmbrățișat, ci dimpotrivă m-a certat. Doream să fac ceva care nu era în planul meu divin. Acea întâmplare e și hazlie, vă observați că mi-au dat și lacrimile, este o iubire pe care în inima acum eu sunt cu Zamolxi și probabil, sau mai mult ca sigur, el va transmite prin mine ceva. Doream două lucruri, dar oscilam către unul mai mult decât către celălalt, iar celălalt lucru era mai important. Și îl văd și acum cu toiagul în mână, bătând în munte pe munte și spunând, sunt supărat pe tine. Și eu nu înțelegeam cum, pentru că era prima mea întâlnire cu Zamolxi în forma asta și nu înțelegeam ce legătură am eu cu Zamolxi, de ce mă ceartă și ceea ce nu fac bine. Și știu că la un moment dat chiar i-am pus întrebarea. Zic, nu te supăra pe mine, trădesc cu ceva că nu înțeleg. Și atunci a avut un, ca o spus, bine, treacă de la mine, ceva de genul ăsta a fost, treacă de la mine, dar nu uita ceva, o trebuie să țin minte ceva. Însă tot din înalt, în așa fel, s-au rezolvat lucrurile, că acolo unde doream eu să ajung și nu era benefic, nu am ajuns și am ajuns unde trebuia, la o inițiere zamolxiană. De atunci, Zamolxi este permanent, cu pauze prin care îmi lasă perioadele mele de evoluție, de purificare. Pentru a se așeza și în același timp și informația așa de o și conștientiza. Informația. Deci de asta mi-e dificil să dau un termen facutare. Nu știu ce fac. E o trăire. Ei ridică, te ajută să te ridici vibrațional, să vii în comunicare cu ei, să transmiți pentru tine, pentru cei de lângă tine, pentru România, pentru planetă, să fii de fapt în acest a fi în care tu ești primitor și emițător. Primești energia și o emiți. În momentul în care noi, și valabil pentru toți, am emis un gând bun de frumusețe, de lumină, de iubire, câmpul tău energetic s-a expansionat și schimbi practic realitatea. Toată lumea își dorește să fie mai bine, să trăiască mai bine. Păi schimbarea începe din interior, din noi. Noi devenim această insulă, această oază de iubire, păi o extindem. Și totul se transformă. Da, și uite, exact același lucru spun și eu în cadrul emisiunilor pe care le realizez. În mai multe rânduri am tot repetat acest aspect, că schimbarea vine din interior. În momentul în care ajung în anumite locuri încărcate informațional și energetic, se deschid aceste porți de comunicare, aceste punți. Și ceea ce tu ai descris, mi se întâmplă frecvent ajungând în astfel de locuri. Exemplificăm de data aceasta și telespectatorilor noștri tocmai ce presupune acea comunicare, acel channeling. Mi se întâmplă frecvent să primesc mesaje care, deși sună la modul general,
În particular, fiecare dintre cei prezenți își extrage răspunsul. Și pentru tine poate avea un înțeles o frază, pentru cel de lângă tine un cu totul alt înțeles, dar în același timp îi apare acea confirmare pe care o aștepta. Pentru că Dumnezeu lucrează în mai multe feluri. Creatorul ne-a făcut atât de diferiți, încât fiecăruia îi dă în schimb, pe înțelesul său, răspunsul. Și am mai conștientizat un aspect, că acest răspuns există dintotdeauna, chiar înainte de a se formula întrebarea. Important este să vrei să-l auzi, să vrei să afli adevărul. În momentul în care primești acele informații, știi sigur că acea informație este una trăită. Este o mare diferență între a vorbi teoretic sau a ajunge la nivelul cunoașterii teoretice față de cel prin experiență. Experiența trăită este baza evoluției noastre. Exact cum ai spus și foarte bine ai punctat acest aspect, e vorba de credință. În momentul în care știi, când ai trăit tu, ai avut acea revelație, ai văzut, ai simțit, ai auzit, informația respectivă are o altă greutate decât ai sta și ai mentaliza sau ai conștientiza la nivel pur teoretic. Adevărata schimbare presupune trăire. Despre aceste aspecte aș vrea să discutăm și după o scurtă pauză. Revenim după pauză alături de Mihaela Palade. Ce aș vrea să mai transmit telespectatorilor este faptul că în cadrul acestei emisiuni aveți posibilitatea să vedeți ce presupune un channeling în plină desfășurare. La un moment dat, Mihaela s-ar putea să intre pe o frecvență în care să primească aceste informații și să transmită informații din celelalte dimensiuni, de la ghizii săi, dar același lucru se întâmplă, cei care merg alături de mine în călătoriile inițiatice știu despre ce este vorba, pentru că eu explic mai pe larg pe parcursul întregii deplasări, care este de fapt o adevărată conferință, un curs cu prezentare de tehnici în mers, din mers, practic în aceste locuri nu ne ducem doar să vizităm, se întâmplă uneori să fiu confundată doar cu un simplu ghid turistic. Și aș vrea să transmit că tot ceea ce simte și nu numai Mihaela sau eu, dar sunt o mulțime de alți oameni care au aceste percepții deschise, toți simt acea comunicare extraordinară și în acest moment chiar am să o las pe Mihaela să transmită ceea ce îi se transmite. Ghidul meu acum este Zamolxe. Dorește să conștientizăm împreună că și în România sunt zone străvechi ce au aparținut Lemuriei. Aceste zone străvechi sunt în zona Vrancea, în zona de întorsură a Buzăului. Acele zone ale Lemuriei au ajuns aici în urma acelor catastrofe care au avut loc și a deplasărilor plăcilor tectonice. Zamolxe ne roagă să conștientizăm valorile spirituale care sunt în acest spațiu al României. Valori străvechi. Și prin imaginație sau cu vizualizarea, pentru că mulți ați fost în această zonă de curbură a munților, cu conștiința, cu imaginația, fiecare cum dorește, să se simtă acolo.
Mă ajută să intru pe vibrația lui. Este vibrația iubirii pure, a iubirii necondiționate. Este vibrația, în primul rând, a spațiului nostru sacru, a prezenței eu sunt, de care foarte mulți știți. Pe această undă de iubire necondiționată și împreună cu Dumnezeul lăuntric, pornim în această călătorie. Predați-vă acestui drum inițiatic, acestei călătorii inițiatice pe care o facem acum către acest spațiu sacru al munților. Fiecare cum dorește și dacă dorește. Putem simți că suntem în această zonă deasupra munților. Simțiți-l pe Zamolxe. Este o entitate de lumină. Simțiți încărcătura și iubirea. El va atinge inimile tuturor celor care sunt deschiși la acest moment. Căci este un moment potrivit, poate pentru unii dintre voi, sau un moment care va veni în alt timp al vostru. Suntem în acum. Simțiți acest moment și simțiți această încărcătură energetică a munților. Din acești munți, permiteți să simțiți emanația lor, vibrația, iubirea. Și această vibrație va declanșa în inimile fiecăruia acea frecvență care se trezește la acest moment. Nu toate frecvențele noastre interioare au același moment de trezire. Îl simt pe Zamolxe că activează în mine una din aceste frecvențe sau poate două. Se merge simultan pe mai multe aspecte pentru că noi suntem multidimensionali. Și de la mine către voi sau chiar direct de la Zamolxe către voi veți simți această undă, frecvență sau informație. Ea va activa sau va declanșa ceva în interiorul fiecăruia până la nivel de ADN, ca o anumită informație să se trezească, ea fiind legată de aceste spații lemuriene care există pe teritoriul țării noastre. Permiteți să simțiți, nu căutați nimic cu mentalul. Nu căutați să vă explicați voi ceva în acest moment. Doar permiteți să se întâmple. Abandonați-vă în brațele acestei sublime entități, Zamolxe. Și de asemenea în brațele Dumnezeului vostru lăuntric, având încredere în voi. Activările vor fi deosebit de ușoare. Este pentru prima dată când eu mă găsesc în fața unui post de televiziune. Transmisia se face în acest moment pe un nivel mult mai amplu, mult mai larg. Voi, cei de dincolo de acest ecran, aveți diferite vibrații la acest moment. La nivel de inimă, noi vom forma un întreg, o unime, dincolo de timp și de spațiu.
Veți simți cum energia munților, deci energia României, care este deosebită, are un rol de susținere pentru fiecare român, oriunde s-ar afla el și în orice moment. Am depunctat această energie a Lemuriei. Energia Lemuriei este o energie a iubirii pure. Lemuria a fost un spațiu multidimensional, cu foarte multe aspecte, și cel care acum ne susține este energia iubirii necondiționate. Această energie izvorăște acum din această zonă a munților de curbură și împreună cu voi, cei care ascultați în acest moment sau veți asculta în alt moment, nu contează, veți ajuta la această eliberare a acestei energii ca o energie benefică pentru tot ceea ce înseamnă viață. Viața sub toate formele ei. Zamolc se mă roagă să punctez că este o energie străbună. Este și firesc. Este a unor străbuni care au locuit pe planetă. Mă roagă să punctez că este o energie care s-a transmis de-a lungul a mai multor generații până în prezent. Mă roagă să subliniez că este o energie pe care voi toți ați cunoscut-o pentru că ați avut mai multe vieți aici pe planetă. Este o energie pe care mulți o veți recunoaște. Este propria voastră energie. Mă roagă să punctez că suntem o mare familie. Suntem noi împreună, iarăși în diferite forme de manifestare, cu diferite convingeri la acest moment, fiecare la locul său, experimentând ceea ce a ales. Dar avem un numitor comun. Acest numitor este iubirea. Zamolc se insistă să subliniez, să nu uitați despre iubire. Iubirea este în tot ceea ce ne înconjoară și este foarte importantă. Este vorba de iubirea de sine, iubirea pentru tine ca ființă. Și această manifestare este uitată. Mă roagă să revin la numele de Lemuria pentru că în acest moment are o anumită încărcătură energetică. Să revin la a numi munții noștri, toți Carpații, dar acum în special această zonă de curbură, unde în plan eteric sunt mai multe temple lemurienei. Mă roagă să vă deschideți inimile, să fiți în iubire, să simțiți iubirea pentru voi, pentru cei de lângă voi, dar o iubire necondiționată. Să nu cereți iubire de la ceilalți într-un mod condiționat sau cu așteptări. Și în primul rând să vă oferiți vouă iubire. În acest moment, când noi suntem în iubire, această energie a Lemuriei începe să se deschidă ca o floare sau ca un izvor. Este un izvor de o energie cristalină, e deosebit de pură. Ea acum umple inimile. Cei care își deschid inima vor fi umpluți cu această energie cristalină. O putem numi energia de iubire pură a Lemuriei, dar este energia de iubire cristică.
este ceea ce maestrii ascensionați de-a lungul timpurilor au venit să ne aduc, să ne arate, să ne aducă aminte. Revin iarăși la numele de Lemuria. Simțiți că îl intonez cu iubire, cu grație, cu ușurință. Lemuria este un nume cald, foarte iubitor. Permiteți ca această rezonanță să atingă memoria celulelor, spații care stau acolo și care nu se deschid, nu se luminează. Permiteți acestei lumini a iubirii să lumineze acele spații interioare. Spațiul românesc, planeta, este în interiorul fiecăruia dintre noi. Permiteți această iubire pe care Zamolc se acum o amplifică să lumineze spații care sunt uitate în fiecare dintre voi. Zamolc se dorește să revin la numele de Vrancea, de curbura Buzăului, întorsătura Buzăului, să simțim sacralitatea acestor spații. Simțiți-l pe Zamolxe ca o energie foarte amplă, care e ca o mantie care se așterne peste acest spațiu al României, peste tot ceea ce este aici, ființă. Stă într-un moment de mare invocare sau rugăciune, lucrând acum pe frecvența iubirii și emițând către voi propria sa energie de iubire. Veți simți, indiferent unde sunteți, că s-a creat un spațiu sacru. Am spus, suntem dincolo de timp, dincolo de spațiu. Ne-am unit la nivel de inimă într-un spațiu sacru al inimii. Simțiți-l. Această energie pe care noi acum am creat-o cu iubirea noastră, cu ceea ce am primit ca izvor de iubire ale Muriei, este în același timp o energie de vindecare. Atât pentru România, cât și pentru întreaga planetă. Dar și pentru toate ființele care suntem acum, aici. Vindecăm în acest moment mii și mii de ani. Energia Lemuriei ne ajută să facem pace în noi, în primul rând. Să simțim pacea lăuntrică. Simțiți-o. Trăiți-o. Această pace este o pace vindecătoare. La nivelul tuturor corpurilor noastre, la nivel al tuturor corpurilor planetei. Zamolc se mă roagă să revin iarăși la acest cuvânt, Lemuria, la această vibrație
și să vizualizăm împreună România ca o floare. O floare cu mii și mii de petale. În acest moment, această energie s-a extins către toate celulele din toate corpurile voastre. Am expandat pacea, pacea lăuntrică. Simțiți cât de importantă este această pace lăuntrică. Floarea pe care noi am extins-o și are atât de multe petale este floarea inimii noastre, floarea creată de noi. O puteți simți, vizualiza cu foarte multe culori. Sau poate o vedeți doar ca o floare albă. Este de acum trăirea voastră, simțirea voastră. Zamolxe iarăși mă atrage cu atenția la Lemuria. Este acest moment lemurian, să spunem, ce are a ieși la suprafață. Simțiți că s-a extins conexiunea noastră dincolo de acea zonă de curbură. Și cu foarte multă grație, Zamolxe ne conduce către cetățile sacre. Știu că ați făcut multe excursii inițiatice. Și un loc unde simt că mulți, mulți ați fost este Sarmis Egetusa Regia. Mă rog să vă transmit că este o zonă foarte importantă. Toate sunt foarte importante, dar la acest moment el se axează pe această zonă, Sarmis Egetusa Regia. Și mă rog să spun că să vorbesc despre acea energie străbună care înseamnă cunoaștere, înseamnă înțelepciune, înseamnă inițiere, nu aceea ce a fost atunci de mult ca timpuri vechi, ci ceea ce voi toți, noi acum aducem la suprafață printr-o nouă manifestare. Suntem oamenii acestor momente. Zamolc se te mângâie. Îl simt. Suntem oamenii acestei epoci noi, care se va manifesta prin noi, prin ceea ce alegem noi. Deci, mi-atrage atenția să revin la Sarmis Egetusa. Și toți cei care ați fost acolo, toți cei care știți din fotografii cum arată Sarmis Egetusa, să dansați în acel loc. Cum simțiți voi? Să vă plimbați. Este a idoma unei tastaturi, Sarmis Egetusa. Tot ce atingeți cu inima, cu mintea, cu imaginația, veți declanșa pentru voi și, desigur, pentru ceilalți. Tot ce faceți pentru voi este și pentru unime. Plimbați-vă, deci, printre în sanctuarele sacre a Sarmis Egetusei Regia. Într-unul nu se mai permite accesul și știe asta. În care din? În cel mare. În circular. În cel circular, da. Dar ne putem duce cu conștiința. Îi mulțumesc că a punctat lucrul ăsta. Că nu trebuie neapărat fizic să intri. Nu trebuie neapărat în fizic. Sunteți mulți care ați fost discipoli a lui Zamolxe, din preoți, preotese, ați fost acolo, ați învățat, ați transmis învățătura mai departe, ați apărat acele locuri cu corpul vostru. Acum a venit momentul să culegem roadele.
plimbați-vă, simțiți. Eu deja vă simt. Noi suntem în acum. Undele au plecat către foarte mulți. Suntem foarte mulți în acel spațiu. Permiteți-vă bucuria copilului pur, a copilului interior. Ne jucăm acolo, intrăm în acele sanctuare, plutim deasupra lor, este și un izvor acolo. Primiți acea energie, dar cum? O veți împrospăta cu energiile noi care sunt acum pe planetă. Și planeta are nevoie de această împrospătare energetică. Și împrospătarea se face cu ajutorul nostru al oamenilor în momentul în care suntem conștienți. Când conștient suntem în sarmisegetusa, când conștient suntem în iubire, când conștient emitem această iubire, se întâmplă. Totul se întâmplă în acum și împrospătăm energiile planetei. O să rog să continuăm transmisia și după o scurtă pauză. Am revenit. Mihaela tocmai a transmis în partea a doua din mesajele transmise de către Zalmolxe și noi de obicei, de fapt de fiecare dată, nu regizăm emisiunea cu invitații pe care i-am, nu discut înainte tema sau subiectele. Spunem în mare despre ce ar fi vorba, dar fără a ne creiona un discurs. Și de această dată, iată că cum nimic nu este întâmplător, au venit acele comunicări legate de Buzău, comunicări care vin să se sincronizeze pe fundalul ultimilor informații. S-a discutat chiar și în cadrul altor emisiuni, chiar și la Puterile Secrete, unde realizator este doamna Olga Croitoru, foarte mult despre Buzău. Și tu vii acum, tu neștiind nici emisiunea în care s-a discutat, chiar în pauză despre asta am vorbit, că este vorba de o sincronizare extraordinară, iată cum vin informații din mai multe zone, care, sau prin mai mulți oameni, care vorbesc despre aceleași lucruri. Nu întâmplător este Buzăul, nu întâmplător este Sarmisegetusa Regia și în tot contextul Lemuria. Este vorba de acea civilizație primordială de care eu v-am mai vorbit, pe care o percep pe vârful Țurțudui, acolo sus, în Buzău, în zona de curbura Carpaților. De asemenea, la Sarmisegetusa este locul drag sufletului meu, deschiderii mele în această lume. Să încep, da. Da. Și acum o las pe Mihaela. Am eu o vorbă, nu mai pot să țin energiile. Suntem tot la Sarmisegetusa Regia. Cei care au fost, cei care au citit, cunosc acel disc solar numit Soarele de Andezit. O să pornim într-o scurtă călătorie în conștiință de la acel soare. Zamol se ne roagă să îl conștientizăm, să simțim cum luminează și să ne așezăm pe el. Putem acum. În conștiință. În conștiință. Nu e niciun gardian care să ne oprească. Cu acel soare de andezit vom călători. El este, devine o Merkaba. Știți, cred, ce este Merkaba sau vă puteți imagina o sferă de lumină în care pătrundem cu toții, inclusiv cu Zamolxe, inclusiv cu prezența Eu Sunt a fiecărui dintre voi. Și această călătorie se face, deci, din Sarmisegetusa, suntem deasupra Sarmisegetuzei și de aici către Marele Soare Central.
Marele Soare Central, pentru cei care aud pentru prima oară, este Soarele Galactic din constelația Pleiadei, una din stelele de acolo, numită Alcyone, care este o sursă puternică de energie, de viață. Și poposim cu această merkabă în acest soare. Călătoriile în conștiință se fac imediat, la distanță de o respirație. Veți simți însă vibrația care crește în corp. Fiecare va fi pe vibrația sa, ca să fie o călătorie de confort. Entitatea solară din de aici ne va întâmpina. Este spiritul acestui corp celest. Așa cum Terra are și ea un spirit și acea planetă are spirit, este acest spirit al soarelui, spirit a sursei. Și ne întâmpină, ieșim, coborâm din această sferă de lumină. Zamolxe este cel care a ghidat această călătorie, este dorința sa ca cei care au dorit să poposească aici. Și, de fapt, ne va face la toți o inițiere solară. Suntem în această lumină, este o lumină alb-aurie. Permiteți-vă să aveți percepțiile voastre. Zamolxe ne ajută pe fiecare. Este vorba de a ne deschide inima, spațiul inimii sacru, acest spațiu care în momentul respirației, când am respirat conștient, observați că am pus mâna pe inimă ca să fie ca un reper chiar și pentru corpul fizic, eu sunt în spațiu sacru al inimii. Acest spațiu sacru, acolo, pe această planetă, să-i spune Marele Soare Central, se deschide mai mult. Și Zamolxe va fi un călăuzitor și un ghid pentru această deschidere. Îi puteți simți energia. În limbaj liniar, aș putea o traduce că se mișcă, trece de la unul la celălalt. Energia sa realizează pentru fiecare o serie de purificări, de echilibrări, de armonizări. Și vă ajută să vă armonizați cu această sursă, Marele Soare Central. Pentru a vă fi mai ușor, puteți vizualiza fiecare celulă devenind un soare. Veți simți că Zamolxe și cu Marele Soare Central sunt una și aceeași ființă. Și noi devenim una și aceeași ființă. În fiecare dintre noi se deschid spații care până acum au stat adormite. Și folosind limbajul liniar, de la acel soare sursă, va porni câte un soare către fiecare dintre noi. Fiecare avem un soare în plexul solar. Acest soare interior va primi imaginea acelui soare sursă. Zamolxe mi arată cum sursa, dar vine cu o imagine umană ca eu să o pot pune în cuvinte, pune mâna pe chakra coroană a fiecăruia, ajutând la această curgere a energiei în
corpul nostru subtil, pentru că suntem odată în conștiință și putem fi și cu un corp subtil în acel loc. Zamol se mă roagă să transmit că participăm, că are loc o inițiere solară. Ce înseamnă aceasta? Este o conștientizare că la origine noi am pornit din acel loc, al soarelui, al energiei pure. Am pornit ca și conștiință. Nu aveam corp la acel moment. Dorește să conștientizăm latura, aspectul nostru divin, sacru. Că suntem la origine lumină pură, conștiință pură. Că această o conștientizare va fi adusă în corpul fizic și ea va lucra pe corpul fizic. Va pătrunde la nivel subconștient și inconștient, ajutând la trezire. Trezirea este conștientizarea a ceea ce tu ca ființă ești. Această inițiere solară este și un aport al unei energii pure pe care fiecare o va transporta în corpul fizic. Această inițiere are rolul deschiderii către sinele lăuntric al fiecăruia. Mă roagă să vă transmit că toți cei care au acceptat această călătorie sunt în același timp solarieni. Ce înseamnă a fi solarian? Solarienii au fost și sunt entități ce trăiesc în acest mare spațiu al cosmosului, într-o dimensiune, vibrație foarte înaltă, care au ajutat nu numai planeta, foarte multe alte sisteme galactice. Ei sunt la cel mai înalt nivel de conștiință care ajută diferite civilizații să evolueze. Acești solarieni, aceste ființe, au acceptat la un moment dat, cu mii de ani în urmă, să revină, să ia o formă, să coboare în densitate și cum suntem noi, am coborât în densitate pentru a ajuta, am luat formă ca și corp uman, să ajutăm planeta, acum este vorba de planeta Terra, să o ajutăm în evoluția sa, pentru ascensiunea sa. Mai mult, solarienii din acel plan de vibrație înaltă transmit conștiința lor ca să se instaureze pacea. Suntem pe planetă foarte multe specii, foarte multe națiuni care am experimentat dualitate, am experimentat războiul, suferința, boala, moartea. A venit momentul să le depășim. Epoca vărsătorului este o epocă a ieșirii din dualitate. Deci, mi se transmite să vă conștientizez că pe lângă alte aspecte aveți și acest aspect solarian a aducerii luminii pe pământ, a iubirii, a păcii, a armoniei. Veți conștientiza că foarte mulți dintre voi,
prin ceea ce ați trăit în această viață, ați tins, ați aspirat către pace, către liniște. În adâncul sufletului ați tânjit după iubire, după armonie. Aceste atribute cristice sunt în planul divin a multor ființe. Suntem unii care ne trezim puțin mai înainte ca să-i ajutăm pe ceilalți. Zamolc se mă roagă să subliniez din nou această inițiere solară care va lucra în corpul vostru câteva zile. Deci energia, informația va lucra în corpurile voastre pentru a vă ajuta în primul rând pe voi pentru o trezire și o conștientizare mai profundă, ca apoi să radiați aceste atribute către familie, locul unde lucrați, locul pe unde vă plimbați, către ceilalți. Deci aceste ființe solariene, în marea lor devoțiune și iubire pentru întreaga creație, au acceptat, ați acceptat să luați corp și să sosiți aici pe Terra pentru a ajuta la această evoluție. Este un pas deosebit de important pentru întreaga umanitate. Conștientizăm că suntem în acel spațiu al Marelui Soare Central și pe respirație aducem acea energie în corpul subtil cu care suntem acolo. Inspirăm și permitem să ne încărcăm cu acea energie deosebit de curată, de vibrant. Este un moment în care fiecare dintre voi va primi un simbol. Firesc, simbolul este al soarelui. Și acest mic soare energetic pătrunde în corpul vostru de energie și își va lua locul acolo unde știe el. Nu este necesar să direcționăm noi această energie. Mulțumim. Simțim că putem să urcăm din nou în Merkaba cu care am venit. Mulțumim Marelui Soare Central și a tuturor entităților care ne-au asistat. Au fost mult mai multe. Și printr-o respirație împreună cu Zamolxe revenim din nou în Sarmisegetusa Regia pe soarele de andezit. Merkaba se deschide ca o floare și aici tot ceea ce am primit dăruim, se revarsă în spațiul Sarmisegetuzei. Energia curge liber, noi o dăruim. Se extinde către toate planurile subtile ale României și de aici mai departe. Această energie ca un soare rămâne și în spațiul României și poate aveți informația că în țara noastră una din
chakrele importante ale Terei s-a activat. Este vorba de anahata planetară, planetare mai multe chakre ale inimii, dar cea care este coordonatoare acum este chakra anahata de la noi din țară. Are un traseu foarte frumos, așa că acum dăruim către acest spațiu al chakrei inimii de la noi din țară ceea ce am primit. Fiecare la rândul vostru veți dărui în spațiul vostru de locuit, familiei, prietenilor, acolo unde lucrați, și desigur către toate spațiile de vibrație înaltă, însemnând nu numai planul terestru, chiar și către galaxia Calea Lactee. Energia, odată primită, conștientizată, merge către tot ceea ce ne înconjoară. De acolo, din Sarmise Getuza Regia, în corpul vostru de lumină, ajungeți cu conștiința în spațiul vostru de acasă. Zamolxe vă mulțumește pentru această participare. Mă roagă să vă transmit că aceste energii vor avea un rol de purificare, în primul și în primul rând pentru voi. Mă roagă să transmit că iubirea pe care ați permis să o simțiți, să o dăruiți, cuprinde acest spațiu al României și de aici către întreaga planetă. Vă mulțumește, cum vă mulțumesc și eu. Și noi mulțumim. Și să simțiți, vă roagă să simțiți cum radiați, ca un soare. Să simțiți această radianță care va avea efect câteva zile, pentru că informația este ca un cod. Ceea ce am primit noi acum este mult mai mult. În plan subtil, noi am primit și lucrează pe energiile corpului nostru. Observați cum vă simțiți, observați starea de pace, de armonie și căutați să o mențineți cât de mult puteți. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc lui Zalmoxe, ție, că prin el, prin tine a venit și a comunicat și a făcut aceste inițieri zalmoxiene. În felul acesta am exemplificat și zic că am lămurit, am vorbit pe înțelesul tuturor ce presupune această comunicare, channeling oarecum, într-o variantă mult mai extinsă și în același timp ce înseamnă o inițiere. De asemenea, mai prin mesajul transmis de către Zalmoxe, a venit să întărească ceea ce comunic de fiecare dată celor cu care merg în astfel de zone sacre, că nu neapărat poziția corpului sau poziționarea în mod fizic într-un anumit punct este importantă, că mulți mă întreabă, bun, și am venit aici și acum cum stau sau ce fac. Iată că s-a răspuns acestei întrebări, deci cu conștiința, la nivel subtil, te poți afla în orice punct dorești. De asemenea, am mai primit încă o dată o confirmare că lumea de acasă, lumea extraordinară a Lemuriei și dincolo de ea, a Marelui Soare Central, ceea ce am perceput atât în zona Bucegilor, lângă vârful Omul, dar și pe vârful Țurțudui, acea civilizație, într-adevăr, încă o dată vine să mă salute și să-mi arate, sunt aici. Suntem aici, deci nu este doar o imaginație.
Mai multe confirmări și întrebări la răspunsurile dumneavoastră pot să vă ofer atât eu cât și Mihaela pe blogul ei, mihaelapalade.blogspot.com. Pe mine mă puteți întâlni și putem discuta mai pe larg la festivalul Body My Spirit din perioada 27 februarie-1 martie. Cu toate acestea, eu vă mulțumesc, îți mulțumesc din suflet. Și mulțumesc și celor de acolo de sus care ne veghează. Mulțumim. Da, și O regiei. seară și regiei și celor care au stat alături de noi. Vă mulțumim din suflet, o seară plăcută. Bun regăsit!